ce face bunica Ileana? Toată ziua îi întreabă. Acuși s-o întreb. Bunica Ileana, dar ce așa multe pregătiri la matale? Da, păi dragul bunicii, astăzi îmi vine poții de la oraș și trebuie să fie la mine totul pe cadă. Ia ce-a pus bunica aici, și beteală și luminițe, să le placă! Astăzi vin orașenii? Bine, am plecat. Mă duc să-mi anunț prietenii. Bunica Ileana, dar când vin? La ce oră? Păi dragul mătușii, vin tocmai seara, peste 3 ore. Atunci am autobuz? Hai, te-a pupat! Seara? Bine, reușim! Andrian, Miriam, astăzi vin orașenii. Hai să le pregătim un prank. Am înțeles că vin seara. Reușim noi? Așa, să strălucească! Este ora! A venit deja rutier! Repede, ne ducem! Deschid poarta! Hei, stați! O treceți fără mine? Bine, Alexandru, mai repede! Hai! Stați! Băieți, poate mă urc eu în taxi! Hai, repede! Facem proba, hai! Da! Da, ne vom distra de minune la țară. Aoleu! Vreau să vadă tot cât de frumoasă sunt. Arăt bine? Da, ca de fiecare dată. Ești ca o prințesă. Ah, da, mulțumesc. Ce noroi este la țară. La noi, la oraș, toate străzile sunt asfaltate. Și eu o murdăresc adidașii. Am dat o groază de bani. Vai, și eu mi-am murdărit tot încălțămintea. Dani, adu valiza aici. Am eu câteva sacoșe. Rezolvăm acuși problema. Unde le-am pus eu? Le-am găsit. Ia priviți, orășenii! Da, au revenit și frumușeii! Hai să ne apropiem de ei și să le facem o farsă! Bună idee! Iată așa, eu am două! Încă unul! Da, numai tu ai pungi! Bună seara! Suntem de la Comisia de Licențiere. Actele la control? Care acte? Cum care acte? Aveți licență ca să veniți la noi în sat? Haine? Nu avem nevoie de nicio licență. Eu pur și simplu mi-am luat pungile din geantă. Ai văzut? Dani chiar ne-a crezut. Da? Ne-a crezut? Lăsați-ne în pace. Noi plecăm la bunica. Ce? Nu aveți altă treabă? V-ați pus iarăși pe glume? Și-au pus pungi în picioare, parcă sunt bahile! Parcă sunt la spital! Noi nu suntem la spital, dar la voi la țară este noroi! Și noi ne murdărim încălțămintea, apropo, care este mult mai scumpă decât ale voastre. Ia te uite la ei, ei pot fi și aroganți. Da, apoi noi vă putem oferi și taxi pentru elegantele voastre încălțări. Taxi? Chiar ar fi minunat,
Dar unde este taxiul? Taxiul este chiar în fața voastră. Eu sunt șoferul și vă duc în siguranță. Ha, voi iarăși cu glumele voastre? Ne descurcăm noi și singuri. Hai, Dani, să plecăm. Cum vreți. Dacă vă răzgândiți, poftim, puteți să ne apelați. Eu iau carte de vizită. De ce ai luat carte de vizită de la el? Tu cum vrei, dar eu sunt obosit. Sun la taxi. Dani, tu glumești? Nu sună la ei, sună la alt taxi. Alt taxi? De unde să găsesc eu numere de telefon? Da, fă ce vrei, dar eu voi merge pe jos. Stați, mă sună. Da? Venim, venim, suntem rachetă. Eu aștept aici taxiul, tu pleacă. Ce așa greu vin? Hai, am venit! Acesta este transportul. Da? Urcă și nu fă mofturi. Bine, bine. Stai să ridic și valiza. Numai să nu cad! Am nici grijă să nu cad! Cu taxiul nostru ești în siguranță! Ha! Taxiul nostru! Băi! Băi! Ce-ați făcut voi? Ce-ați făcut cu fratele meu? Eric, ajută-l! Eu să-mi ridic transportul! Ce a fost asta? Un mic accident! Se mai întâmplă? Da! Nu vă faceți griji! Din partea companiei noastre aveți 10% reducere pe viață! Reducere? Nu mai trebuie mie nimic! Ți-am zis să nu te duci! Vai, vai, vai! S-au supărat oroșenii! Mâine trebuie să ne ducem, să ne împăcăm cu ei! Neapărat!